Bună dimineața, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu, bine v-am regăsit pe toți cei abonați acestui canal, bun venit celor noi. Dragilor, ca de obicei, vă urez poftă bună la micul dejun, poftă bună la cafea, să aveți o zi minunată. Piața dă din nou semne de revenire, sau reveneală, cum spun unii pe internet, și este normal. Am avut o corecție destul de serioasă, îi zic eu, dar nu ceva spectaculos. Dacă ar fi să comparăm cu corecțiile care le-am întâlnit înainte de crash anul trecut, n-aș putea spune că acum am avut ceva senzațional. Ne-am chinuit să facem un minus 20%. Ca și structură de săptămână, nu am închis teribil săptămâna. Am închis-o mai sus față de sfârșitul lunii martie, ceea ce este un lucru bun din punctul meu de vedere. Însă, ideea este alta. Foarte mulți oameni au început să fie deprimați, să fie dezinteresați de cripto, să simtă că totul e pierdut, că, nu știu, piața asta este foarte aiurea, nu se mai fac bani, nu mai se fac X-uri. Mă uitam pe cifre, pe Coinbase, doar în ultima săptămână s-au retras 30.000 de BTC. Deja companiile și instituțiile au început să cumpere cripto și în special Ethereum, Bitcoin și monedele astea, Polkadot, monedele mari, în cantități industriale, indiferent de preț. Pentru că, după cum știți, s-au minat deja 19 milioane și ceva de monede, din care vreo 5 milioane deja sunt pierdute forever, oamenii au murit, portofele uitate, tot felul de nenorociri. Deci se estimează că undeva la 5 milioane de bitcoins sunt pierduți pe vecini. Iar instituțiile cumpără masiv pentru că știu că prețul va crește. Și sunt instituții care au target de profit 20% pe an, sunt care vor să facă 10, care vor să facă 50. Cam toți își vor atinge targetul. Pentru că piața este ciclică, deja pe weekly dăm semn că o vom lua înapoi, nu o vom lua înapoi astăzi sau mâine, pentru că pe daily, da, pe, să zic, perioada următoare, următoarele două săptămâni, indicatorii ne arată că o vom lua în sus. Am avut această corecție, ne vom reveni. Probabil ne vom duce într-o zonă între 44.000 și 50.000 de dolari. Cam acolo văd eu piața, hai să zic, un maxim de 51.000 pentru un Bitcoin. Și aici vine această dramă a oamenilor. Mă întâlnesc cu foarte mulți oameni care cred că bani în piața cripto poți să-i faci doar dacă piața crește. Și asta este o prostie, pentru că nu e așa. Bani în piața cripto poți să faci și când piața scade, pentru că există short. Da? Am spus-o și o să o spun de 100.000 de ori. Nu recomand short sau leverage celor care nu au experiență și care nu știu cu ce se mănâncă lucrul ăsta. Însă, recomand din toată inima, domnilor, doamnelor, învățați cum se fac lucrurile astea. Clienților care vin la mine la consultanță, întotdeauna le spun, dragilor, vă recomand să faceți tranzacții virtuale, pe hârtie, deci nu cu bani reali, să vă antrenați. Pentru că dacă tu ai, de exemplu, un buget de 1000 de dolari și îl blochezi din prima într-o tranzacție, da, și lucrurile nu merg cum trebuie, păi ți-ai blocat banii. Nu mai zic, sunt oameni care au 10.000, 50.000, 100.000, 500.000. Da? În clipa în care te blochezi într-o tranzacție care nu este ce trebuie, este dificil. Și nu prea mai ai cum să te antrenezi. În schimb, dacă iei poziții virtuale cu bani care sunt pe hârtie, da? Poți să faci și să experimentezi tot felul de lucruri. Poți să vezi unde greșești. Iar acest antrenament îl recomand a la lung, adică nu poți să te antrenezi ca la fotbal sau ca la tenis sau ce sport vă place o dată pe săptămână, o dată la un an, o dată la 2 ani. Nu. Antrenamentul trebuie făcut constant. Învățatul trebuie făcut constant. Nu ai cum să înțelegi lucruri legate de cripto
dacă nu ești aici, dacă nu te pregătești. Cum văd eu evoluția? V-am zis mai devreme. E posibil ca în următoarele 2 săptămâni, poate vom avea un Paște fericit, piața se va duce în sus, va fi verde și oamenii vor fi încântați. Însă, semnalul de corecție pe weekly este acolo și eu zic că piața va avea acea corecție pe weekly undeva la niște luni de zile care se face în jos. Scenariu. Apocalipsă nu există, adică se cumpără atât de mult în zona asta, 38-37 de mii de dolari, 40 de mii de dolari, încât e ceva de speriat. La jumătate, să zic, la 20 de mii, la 17 mii, 18 mii, nu cred că va mai ajunge ever. Nu cred, e o chestie personală, dar piața cripto ne-a arătat întotdeauna că nu există așa ceva, adică imposibil nu există. Dar eu zic așa, undeva la 98%, nu cred că ne vom duce 20.000. 29, 28, 26. Da, e un scenariu posibil în care eu cred. Dar nici ăsta nu este neapărat. Cum va fi vara? Păi, nu trebuie să ne uităm doar la cripto. De multe zile îmi pun în cap să vă zic o chestie. Uitați-vă la stocurile Tesla, la acțiunile Tesla. Deci mie mi se pare uneori că Tesla face același lucru care îl face Bitcoin-ul. Are cam aceleași creșteri, are cam aceleași scăderi. Și atunci, piețele sunt cam corelate, stock market cu piața de cripto. Pe piețele bursiere s-ar putea să vină o furtună. Ea a început deja, sunt multe companii afectate. Uitați-vă ce se întâmplă în China, la Shanghai. În afara portului sunt mii de vapoare. Va fi o problemă globală în aprovizionarea cu bunuri. O problemă serioasă și nici nu vreau să mă gândesc. Alte estimări spun că șocul facturilor în România la gaz, la energie electrică, la toate astea, în iunie va fi resimțit. Nu trăim clipe frumoase și, na, ce să zic, vom avea o perioadă dificilă. Anul ăsta va fi dificil. Însă, în cripto, banii pot fi făcuți și dacă piața scade. Încă o dată, învățați ce este un short, învățați cum se face și veți putea avea metode de făcut bani tot anul. Pentru că piața are perioade când scade, piața are perioade când crește. Și dacă învățați lucrurile astea, totul va fi extraordinar. Eu v-am promis, pregătesc un curs de tranzacționare și pentru cei care vor leverage, și pentru cei care vor scalping pe intervale de timp scurte, și pentru cei care vor pe intervale mai mari. Un curs bombă, în care voi arăta toate metodele pe care le știu de a face bani. Bine, voi pune și pe canal. Dacă nu ați văzut, am un clip acum o săptămână sau două în care spuneam cum să faci bani de buzunar în cripto. Doamnelor, domnilor, vă salut cu drag, toate cele bune, să ne auzim cu bine!